Dacă vreți să profitați din plin de zilele însorite din acest weekend, sunteți invitați la plajă. Administratorii clubului nautic Plaja Olt sunt pregătiți să întâmpine clienții dornici de distracții estivale. Piscina este îngrijită, apa curată și plaja aranjată, numai bune să primească vizitatori. Invităm slătinenii în acest ultim weekend din 2017, în care Plaja Olt este deschisă pentru vizitatori, să bucure de soare alături de noi, cu speranța că pe parcursul celor 3 luni de vară am reușit să răspundem cerințelor slătinenilor. Mulțumim celor peste 18.000 de vizitatori, adulți și copii, care au ales în sezonul estival Plaja Olt. Aceasta încă o dată dovedim că Plaja Olt rămâne una dintre cele mai frumoase zone de agrement ale municipiului Slatina. Plaja este deschisă între orele 9:30 și 20, iar biletul de intrare este de 10 lei pentru adulți și 7 lei pentru copii. Chiar dacă plaja se închide oficial începând de lunea viitoare, slătinenii sunt așteptați să se bucure de celelalte facilități ale clubului nautic. Rămânem în continuare alături de dumneavoastră și la dispoziția dumneavoastră cu facilitățile care le oferim în clubul nautic. La clubul nautic din Slatina mai găsiți un centru de fitness și un centru spa cu instructori și personal calificat cu tarife accesibile. De asemenea, cei care iubesc sportul pot închiria terenuri de mini-fotbal, tenis sau golf, dar și biciclete sau role. În incinta clubului nautic mai funcționează și o frizerie și un coafor cu echipamente noi și angajați specializați în acest domeniu.